Simona Trașcă știe să petreacă așa cum scrie la carte. Pamela de România și-a sărbătorit ziua de naștere, iar distracția s-a întins până spre dimineață. Ei bine, da, Simona Trașcă și-a sărbătorit ziua de naștere cu surle și trâmbițe. Toți cei dragi au venit la ziua blondinei și s-au distrat până au rămas fără baterii. Ce mai contează că ea n-are iubit? Altele sunt lucrurile importante. Stresată la început. E greu să-ți faci ziua la un restaurant, să îi primești pe toți, să-i aștepți, să te gândești dacă sunt mulțumit, dacă se simt bine, dacă la la la. Și cum prietenul la nevoie se cunoaște? Am primit tinerul ăsta de la prietena mea, Cristina Roman. Avem amândouă la fel. Mi-a explicat de aici că sunt nu știu câte perle, aur și safire, două safire. Unul pentru mine și unul pentru ea. Evident, distracția s-a terminat abia când soarele a răsărit.